Bine m am găsi, prieteni! Chestiuni ciudate care se întâmplă în cerebelușul domnului Ciolacu. Adică, cu tot scandalul de ieri, făcut de aur, cu violențele ale nemai întâlnite, domnul Ciolacu totuși arată cu degetul către, ați ghicit, USR. Ce s a fi întâmplat? De unde logica asta a la PSD Buzău? Hai să încercăm să o descălcim. Da? Ce a fost ieri? Violențe rar întâlnite în politica românească, fost prim-ministru bătut, cu lovit cu picioarele, lider de grup în Camera Deputaților amenințat luați gâtul, deputați de la AUR care vin cu, cu, discursuri violente ca de pe timpul legionarilor, da? să fiți mulțumiți jandarmilor că n-au venit cu cuțitele, etc. etc. Te așteptai, da? Sau eu m -aș fi așteptam, ca toate partidele să aibă la unison o voce împotriva oricărei violențe în spațiul ăsta public, mai ales venind dinspre politicieni. Ei bine, nu. Dacă ați observat, a venit liderul PNL-aș, Murar, care a spus foarte clar: Voi face iarăși toate demersurile ca aur să fie scos în afara legii. Și avea toate argumentele ținând de fascism, legionalism, etc. etc. Bun. Lângă el ar fi trebuit să vină ceilalți din partide să spună, da, hai să analizăm chestiunea asta, pentru că, într-adevăr, nu se poate să ne lăsăm duși pe spirala asta a violenței, nu se poate să ne întoarcem în anii 30. Bun? Dar a venit domnul Ciolacu, evident, a venit, vorba vine, s-a dus la televiziunea fugarului din Serbia și a început acolo să spună niște lucruri. Domnule, este o mare tâmpenie ce spune Moraliu: Nu se poate să scoatem un partid în afara legii. Ba da, se poate pentru că legea nu este doar pentru intrarea unui partid pe scena politică, ci și pentru evacuarea lui de pe scena politică. Așa merge legea. Legea merge înspre: uite care-i alb, uite care-i negru. Domnul Cioracu vine și își arată calculele electorale în direct la România TV, arătând foarte clar că are așa o, o, o atitudine condescendentă vis-a-vis -vis de tot ce înseamnă aur. Ca și cum ar fi copilul lui, e adevărat, nu învață foarte bine, a mai bătut câte un profesor, mai dă câte o palmă în ceafă unui, unui coleg, dar hai să lăsăm că e copilul nostru. Ceva în genul ăsta este atitudinea domnului Cioran. Și apoi, surprinzător, vine și spune domnule, păi dacă nu era usr da, ăștia nu făceau așa. usr -ul? ce are USR ul în chestiunea asta. Că îți place că nu îți place USR-ul, nu este în ecuație. Nu, nu, se prinde. Înțelegi? Adică, domnul celacu mai arată ceva. Domnul, mă rog, tovarășul. Faptul că încearcă să pună USR-ului în cârcă toate păcatele și toate nemeniciile aurului, și să lase cumva cale deschisă în sondaje, cel puțin pentru aur, în timp ce USR-ul trebuie să arate că, în spațiu public ca un fel de molusc, că, ceva care a răsărit și nu e, ceva pentru care nu merită să-ți pierzi timpul. De ce se întâmplă asta? Ciolacu are niște presiuni. Vin primele din PNRR. Domnule, n-ați rezolvat chestiunea pensiilor speciale, n-ați rezolvat aia, n-ați rezolvat aia. PNRR-ul este proiect de țară. La câți bani se iau din PNRR, practic poți construi de la zero o țară. Cumperi terenul undeva, nu mai vezi să fie și apă, că ați văzut ce se întâmplă cu schimbările astea climatice. Bun, și ai făcut locuințe, ai făcut nu știu, clădiri administrative, ai făcut rețea de drumuri, de căi ferate, de ce vrei tu aeroporturi și ai făcut o țară. Pur și simplu, PNRR-ul, chiar dacă e de 29 de milioane de euro, are după el o coadă care merge până la 110 miliarde de euro. Da? De la 29 de miliarde de euro la 110 miliarde de euro. Cum promuturi cu alt tip de dobândă, etc. etc. Adică, practic, vin contributorii europeni să spună faceți o țară nouă din România, trebuie să fiți la nivelul nostru. Numai că există presiunile. Cum să fac eu să scap de chestiunea asta cu pensiile speciale? USR-ul are de un an de zile în, în, Parlament, dar în sertare ascuns, da? și nu de către ei, proiectul ăla de tăiere a pensiilor speciale ale parlamentarilor. Au zis, ok, nu ne-ați acceptat proiectul cu raderea pensiilor speciale, hai să le tăiem măcar la, la parlamentari ca să recâștigăm un dram de încredere în instituție. Bun. De un an de zile stă în biroul lui Ciolacu. Adică Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, nu-l pune pe ordinea de zi. Este la e o chichiță, e o porcărie administrativă că președintele Camerei Deputaților poate să spună dacă iese soarele sau iese luna. Da? Pun proiectul ăsta pe ordinea de zi sau nu îl pun. Înțelegi? Adică presiunea vine dinspre USR. <coughs> Ciolacu, pe de altă parte, are un limbaj dublu. Alaltă el vorbea despre pensiile speciale, nu se poate să existe, eu ca un politic nu mai pot să exist dacă nu rat pensiile speciale. În același timp, ieri votează pensii speciale noi, adică și pentru personalul Curții Constituționale. Și atenție, cum le votează? Domnule, îți dăm 80% după 25 de ani de muncă, din, nu doar din ultimul salariu, ci cumulat cu toate sporurile pe care le-a avut în ultimul an. Adică, dacă eu mă pensionez și acum este anul 24 și știu că pe sunamă mă pensionez, fac tot posibilul să aduc sporuri peste sporuri, peste sporuri, ca din 80% din salariul ăla să am undeva la 120%. Adică, domnul Ciolacu își arată foarte clar fața, spune una, facem alta. Bun? Pe de altă parte, cei care propun mereu raderea pensiilor speciale, iarăși, sunt useriștii. Useriștii nu mai sunt singuri de data asta sunt în spate cu Comisia Europeană, care cere de ani de zile reglementarea sistemului de pensii. Înțelegeți? Adică ei se uită la România și spun așa, voi câștigați pe lună 10 lei, voi cheltuiți pe lună 12 lei, dintre care un leu este, un leu cheltuit în plus, este doar pentru pensii speciale. În timp, 10, 15, 20 de ani, maximum 20 de ani, vezi ce se întâmplă cu, cu decreței, cu generația lor, pur și simplu nu veți mai avea bani de pensii. Evident, nici de salarii la stat. În momentul ăla, veți fi obligați ori să intrați iarăși în sevrajul ăla financiar mondial, prin care faceți reformele de nevoie și toate reformelele au o coadă după ele de mișcări sociale, de neîncredere, de exact ce am pățit pe timpul lui Văcăroiu, cu tranziția și cu, toate, cu, toate, cu toată lipsa de reforme, ori pur și simplu dați faliment. cu este socialist. Pentru socialiști, Falimentul nu există. Falimentul nu există pentru socialiști pentru că ei mereu mizează pe banii altora, exact cum zicea Margaret Sfice. Pur și simplu ei zic așa, nu avem bani, luăm de la aia care au. Nu contează că aia care au deja ți-au dat a șaptea piele de pe ei. Domnule, capitalismul este despre acumulare. Socialismul este despre haiducie. Luăm de la aia care muncesc și dăm celor care nu muncesc. Ce se întâmplă? În momentul în care deja Vine chibritul la degete și te arde, te uiți la ce ai făcut până acum. Avem peste 200 de secretari de stat. Nici o țară din lume nu are 200 de secretari de stat. Nu mai vorbim despre țările civilizate. Avem secretari de stat mai mult decât Franța, Germania, Italia, Spania luate la un loc. Ca să înțelegeți ce înseamnă secretarul de stat. Da? Avem 900 de consilieri la guvern. 900. Bă, tată, acolo sunt 900 de pile, mă gândesc. Pentru că nu intri consilier dacă n-ai pe cineva în partid, nu intri secretar de stat dacă n-ai pe cineva în partid. Și ei spun, vom înjumătăți numărul consilierilor. Un consilier câștigă undeva către 6.000 de lei pe lună net. Da? Adică 6.000 ori 450. Mare. Mare scofală ai făcut, mare economie ai făcut. În loc să te uiți către secretarii de stat, care n-ar trebui să fie mai mult de 20-30, Franța are, mi se pare acum, merge către 40 de secretari de stat, foarte mulți. Ei aveau undeva la 22 în primul mandat al lui Macron. Da? Nu te duci către agențiile pe care le-ai făcut și le-ai răsfăcut în așa fel încât să mulțumești pe toată lumea, mai ales pe ea din teritoriu. Și aici trebuie recunoscut. Când ajung ăștia, hamsiile astea balonate din din, din politic, o să spun. Da? Nu e vorba numai de PSD. La București, când ajung hamțirile astea balonate, automat cer ceva pentru ăia a acasă, în teritoriu. Așa se spune, în teritoriu. Și atunci eu mă duc secretar de stat și încep acolo să negociez, după ce s-a negociat în numele meu. Domnule, mai avem niște băieți buni, dar uite, au rămas, trebuie să-i angajăm cumva, să-i salvăm. Unul lipit afișe, altul da niște bani în partid, altul sprijină care nu știu ce bisericuțe cu 10 comune care votează așa cum zic eu și încep negocierile. Pe el al pui la compania de stat acolo, pe el al pui de compania de stat și mai sunt vreo trei care nu au nimic. Că nu mai pot să, pur și simplu, compania de stat nu mai are posturi. Și atunci pui o agenție și ați văzut agenția asta Mamut, care va fi în subordinea lui Ciolacu, care se va ocupa de tot ce înseamnă companii de stat la privatizare. Cu privatizarea, de câte ori ne uităm la PSD, ca privatizat ceva, ne uităm și la Mormanul de Fiare Vechi. Pentru că întotdeauna s-a negociat profitul, nu s-a negociat viitorul acelei afaceri. Și profitul, imediat, din ce vine? Nu din că m-a pus să fac tractoare sau m-a pus să fac, cum făceau ea la semănătoare. Nu. Profitul cel mai rapid și consistent, așa, ca să ca să uh, alimenteze cât de cât uh, uh, ideile și aspirațiile, alora, este să iei drujba, să iei flexul și tai totul și dai la fier vechi. Și cu asta basta. După aia, evident că mai vin și celelalte proiecte imobiliare, etc. Vezi cazul asemănătoare, vezi cazul Tractorul din Vlașov, care atenție, tractorul din Vlașov a fost pus la pământ exact în momentul în care avea cea mai mare comandă de tractoare la export, Egiptul. 1132 de tractoare da, pe care Egiptul le aștepta cu banii jos. Da? Și au zis ai noștri, domnule, nu, să scăpăm de chestia asta. Noi socialiștii clădim capitalismul așa cum știi noi, adică în profitul lor. Înțelegeți. Și atunci, ciolacul este cuprins pur și simplu de febra asta pe de-o parte că va ajunge premier, și în sfârșit o să fac eu ceva mișcări de asta de. de nu cum să zic, de, 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 emoție publică cu pensiile speciale, eu să fiu ăla care le taie, de fapt nu vor fi tăiate, vor fi ajustate, da? că dacă uh, las acum USR-ul la subiectul pensiilor speciale, eu nu mai am uh, capitalul ăla pe care pot să-l împart publicului. Nu mai pot să creez emoția publică, să rămână mie cumva în istoria asta electorală imediată, domnule Ciolacu este cel care a tăiat pensiile speciale. Deși USR-ul se chine de câțiva ani să le taie. Și atunci ce faci? Atunci vii, te uiți la scena politică, zâmbești în barbă că violența ăștia de la aur fac ce fac și după te duci frumos la o televiziune de a care se ocupă cu pensii, se ocupă, da, care bagă spaima în populație și vorbești despre, nu despre aur, despre usere. Uite, domnule, ce au făcut ăștia, e normal să se întâmple așa. Înțelegeți? Asta este, asta este toată ecuația. Hai să-i lăsăm pe ăștia să facă scandal, dăm în ăștia la alți, și lăsându-i pe ăștia, dând în ăștia îmi deschid calea să fiu eu premierul care preia temele ăstora, le contaminează cu socialism și se preface că le rezolvă. Asta ca să știm. Să aveți o zi minunată!